tuturor. În acest video vom discuta diferențele dintre machetele Burago Standard și Burago Signature pentru modelele de Formula 1 la scara 1.43. Avem aici modelele 2022 de la piloții Max Verstappen, Lewis Hamilton și Lando Norris. Burago, varianta standard, vine în aceste cutii de carton cu partea din față de plexiglas, pe când cele Signature vin în această cutie full carton și cu vitrină. Imediat toate aceste modele. O altă diferență majoră este faptul că machetele standard vin cu fără pilot, pe când cele Signature vin cu figurina pilotului în cockpit. Din punctul meu de vedere, detaliile sunt puțin mai bune, în special la vopsea. Par mult mai frumoase vopsite cele Signature, însă și prețul este într-adevăr pe măsură. Este aproape dublu la aceste modele Signature. Uitați și varianta Max Verstappen. Și imediat vă voi arăta și varianta de la Mercedes pentru lui Hamilton. Aceasta este varianta standard. Și aceasta este varianta Burago Signature. Alte diferențe majore nu am văzut. Nu știu dacă merită diferența dublă. Într-adevăr, este drăguț să aibă și pilotul în cockpit, dar totuși o diferență de aproape dublu la preț. Aștept în comentarii să-mi spuneți ce variantă ați ales și dacă considerați că chiar merită banii în plus aceste variante Signature. De asemenea, vreau să vă precizez că toate machetele acestea se găsesc și pe site-ul nostru și aveți un link în descriere.